Hai, salutare băi nebunilor și bine v-am regăsit la un episod. Suntem aici pe K-Drop, partenerii noștri fidel, ca să zic așa. M-am gândit că dacă tot facem live-uri aici pe K-Drop, zic să-i dăm drumul și la niște battle-uri de-astea nebune, că au băgat băieții opțiune de-asta de 2 vs 2. Băi, nu uitați că puteți folosi codul Canaro aici, 0,50 și 10% la orice depunere pe K-Drop. Totodată aveți aici cufărul zilnic gratuit unde puteți colecta aur. Și hai să nu mai lungim, să dăm un battle de mare angajament, ca să zic așa. Hai să vedem. Cred că o să încep cu un battle de ăsta de 300 de euro. S-au băgat ceva cutii noi de la eveniment. Evenimentul ăsta de Black Friday. Hai să vedem care este situația. Hai să dăm și niște de astea. Bun, suficient. Deci 2 vs 2. Frumos. Scriem aici frumos o nebunie. Băgăm botul nostru preferat. O băgăm, o luăm pe Eva, cum ar zice domnul Hunter. O luăm pe Eva, hai să vedem dacă merge Eva. Hai tu, Eva. Să lasă Eva așteptată. Eva, ce ai făcut, Eva? Nici o problemă, bun. Și a revenit Eva. Aici băgăm Cyberbot. Mai băgăm aici încă o situație. Și a plecat. Hai să vedem. Hai să dăm și cu niște sunet să vedem situația care e. Hai tătuț. O am pe Eva, nu mi-e frică. Am 48 de euro i-a dat. Mamă, trebuie să ne dea ceva neapărat, că dacă nu, să pleacă pe Spania. Bun, 33, nice. Bun, asta cred că e scumpicel. Bun, bine, Eva. Hai, ne apropiem un pic. Bun, în 4, asta e ok. Bun, asta zic, suntem pe ele. Suntem pe ele, rău de tot. Hai, tătuți. Deci ar trebui să scoatem undeva la 300 ceva de euro ca să ne scoatem părleala. Mi-a dat USP-ul ăla, 22 de euro. A intrat deja în Champions League. Aici, la ultimele, o să fie jalea mare acolo. Și aici 41. Încă avem o șansă. Deci suntem pe plus așa, da, dacă aici te-a dat puțin lui Cyber ăsta. Deci suntem bine, tai că acum am văzut că suntem bine rău, dar tot suntem în grafic. Hai să vedem care, aoleu, i-a dat pe ăsta, aoleu, nu mai e bine. Nu mai e bine deloc. I-a dat drop adevărat. Hai să vedem, poate ne omenește și pe noi cu ceva. Așteptăm situația să vedem. Nu ar fi diferență așa mare, dar... Aoleu, i-a dat lui Cyber, i-a dat 55 de euro Deagle prin stream. Mamă, din ce cutie i-a dat să mor. Am avea o șansă mică, dar... am putea avea-o. 5 euro. E greu să-i mai bate. Mamă, i-a dat și Golden Coil ăla. Atât s-a putut vorba aia. I-a dat lui Boss Cyber. Eva, ce ai făcut, Eva? M-ai băgat în gaură. Un cuțit să ne dea acum să ne omenească, să ne scoată din Champions League, dar deja Eva e pe ele rău de tot. N-avem nicio șansă să mai prindem pe Eva, că e trei ucide lui Eva, lui Cyber, pardon. Ce dracu să mai zic. Nu mai avem nicio șansă, doar cine știe cum să dea ceva puțin mare sau nu știu ce să zic. Dar e greu de tot.
E cea mai mică șansă. Fărăneu, era ok ăsta, dar nu. Bă, ce dropuri, le-a dat să moară Jeana. Hai. Bă, atât s-a putut, câștig total, a câștigat 1000 și ceva de dolari în plus. Sper că v-a plăcut acest clip, dacă vreți să mai vedeți clipuri de acest gen, lăsați și voi un comentariu acolo pentru că mă ajută foarte mult. Nu uitați că aveți un giveaway în descriere acolo unde puteți participa gratis. Vă pupă fratele și ne vedem tura următoare.